Da, bună, bună, gașcă! Suntem la traseu, ora 4 jumate, deci vă dați seama că aici mă culc în seara asta. Deci până stau, până ajung aici l-am intrat, ca să vedeți o chestie, prima dată văd în viața mea o astfel de intrare în oraș. Deci, gen mare, parc, șmecher, cred că aici și mă culc în seara asta, depinde să nu mă duc prea departe de situație. Uite, sensul giratoriu, stau mâncața, sufletul, toată lumea se uită la mine. Uite-te-mă, în sensul giratoriu. Da. În sensul giratoriu, smăcața. Și eu nu mai... m-am blocat. Aici la indicator. Hai, bun, gata. Am fugit. Hop, thank you. Da, am vrut să vă arăt ce intrare șmecheră are Palma Nova. Așa, ceva, monumento naționale. Palma Nova. Deci aici, în parcul ăsta, pe manevre, o să cred că să mă culc în seara asta. Deci, doar trebuie să intru în oraș. Cred că aici e și de filmat pentru TIC, după cum văd, și sunt foarte, foarte bucuros. Adică, foarte bucuros dacă văd o istorie legată de patrimonio mondiale UNESCO. Deci, am zis mondiale. Deci, noi naționale, mondiale, uitați Palma Nova, am vrut să vă arăt cum se intră în oraș. Palma Nova, uitați cum se intră în oraș pe două benzi. Vedeți, aici a fost genul palatul de la Palma Nova, ce a mai rămas din zidul, care era fortăreață. Deci asta a fost o fortăreață. O să intrăm și pe poveste să vedem despre ce e vorba. V-am spus, eu nu caut povestea scrisă de ei, eu caut povestea în imagini și o spun eu. Pentru că nu mă interesează pe mine nume și ce a fost și ce a fost, că îmi dai eu seama. Am zis, nu știu, bate multă lume, ziceți că îți prea obraznic pe chestia asta, dar eu v-am spus. Eu după anii care au fost atunci, cam astea erau regulile în anii ăia. Și cine au fost atunci, cine au fost, cum nu-l filmez acum orașul, ăsta-i story, că nu pot să-l filmez acum, că nu am nici baterie atâta și iar încă nu prea cunosc, prima dată vreau să-l văd, să văd iară cam cum mă duc. Și uitați cum e orașul, cum intrarea în oraș, cu semafor. Deci și asta e intrarea în oraș, vă dați seama, mă. Cu semafor, mâncavaș. Deci aici intră doar o persoană pe poarta aia. Adică o mașină. Când dă verde, trece, când dă... Deci, mecherie mare. Hai. Deci. Deci așa se intră în oraș. Vă arăt eu acum harta. Uitați cum se intră în oraș. Asta e semaforul. Foarte frumos. Trebuie să vin să fac și aici poze. Tu să-i coa, uitați cum se intră în Palma Nova. Deci eu sunt aici, vedeți? Trebuie să trec podul ăsta și atunci intru. Uitați cum e orașul, uitați. Deci Mircea, dacă mă duc tot înainte, ajung în centru. Bine că am văzut harta, e perfect. Deci dacă tot mă duc înainte, ajung în centru, sunt acolo unde vedeți voi, adică aici, adică aici și adică aici. Sunt oarecum unde sunt băgat în manevre. E foarte întunecat afară, de aia nu se vede prea bine combinațiile, e un oraș foarte, foarte șmecher. După cum vedeți, mai arăt odată, deci unde sunt eu, și uitați cum arată orașul. Deci dacă mă duc tot înainte, ajung în centrul orașului. Dacă mă duc tot înainte. Și asta e intrarea, aici a fost o fortăreață foarte, foarte șmecheră, după cum văd și blocurile, casele, cum s-au așezate. Deci aici e foarte ușor să intru până și să ies. E foarte ușor. Da, bine. Aia e doar numai imaginea de context. Nu-i doar o hartă, nu-i căsuțele așa mici că trec pe lângă ele. Da, așteptăm să treacă băieții cu mașina și intrăm în oraș. Dar oricum o să fac un story de poveste. Vreau să filmez cu ăsta la telefon, vreau să mi-l încarc. Pentru că vreau să acum, vezi cum prind idei și mă șmecherez pe fiecare șmecherie. Vreau ca să uite, mamă, pe aici a fost palatul, mă, uitați aici ce-i. Deci, aici a fost șmecherie, mă, palat, treburi, combinații, strategii, treburi, asta a fost fortăreață, mă, n-au zis, e patrimoniu UNESCO, deci să nu vorbim despre prostii. Vreau să îmi car telefonul ăsta să văd unde îmi găsesc, cred că aici e o cafea, am în casă, mi-a zis românul ăsta care m-am dit cu Ionuț, dacă intri pe YouTube și mă auzi, tot Ion îl cheamă, Ioan. Deci, aici intrăm, băieții, da, aici intră tata. Stai așa să fac și o poză cu telefonul, cum că am venit și aici.
Da. O poză, o filmare de 2-3 secunde. Deci acum intrăm, băieți. Tata, așa intrau atunci băieții pe combinații. Aici aștea băieții cu zmoală, dacă atăcai. Hai să nu vină mașinile. La către tine, uite, așteaptă mașinile la pândă. Nu știu din ce parte de drumul, dar noi intrăm. Da, băieți, am intrat în șmecherie, o singură parte. Deci când intri în orașul ăsta, doar pe partea asta intri. Aici nimeni nu poate intra decât numai așa. Asta e intrarea. După cum vedeți, vă dați seama că aici stăteau șmecherii, soldații. Asta era o zonă militară, mai bine zis. Un centru foarte, foarte important. Era o zonă militară. Ce e aici? Ce e aici? Turn. Mă, uitați-ne. Turn la Babau. Ăsta e doar story, traseul Palmanova, pentru că vreau să filmez cu ăla telefon, ca să se vadă mai fain. Asta e intrarea. Ei, ce am treaba aici? Asta înseamnă că mă culc aici, în parc. Și, nu știu, n-am văzut magazine aici, mari, mă, centri comerciale, n-am văzut. Mi se pare că l-am văzut la intrare. Da, mă, este unul la intrare, mă. Nu știu cum a fi aici în oraș cu încărcatul, mă, asta e, mă, că este zona turistică, mă. Da, am intrat, am ieșit și aici începe pe două benzi. Deci mare lucru, mă, mare lucru. Deci vă dați seama cum intri în oraș. Deci în oraș așa se intră, mâncați așa, o bandă de mărți. Vă dați seama că nu-i de astăzi, eu nici n-am auzit de orașul ăsta. În viața mea n-am auzit. Palmanova, n-am auzit. Nu știu dacă îmi dă mie pe vorbă Palmanova, pe discuție, dar n-am auzit. Uite cum vedeți, parcul șmecher pe aici, deci probabil că în seara asta o să fiu șmecher. Da. Am uitat aici în oraș, dar nu știu, parcă n-aș intra. Parcă n-aș intra. Uite aici, Eurospar, Eurospin, hotel. Astăzi magazine, nu trebuie mie magazine, mă, mie trebuie barul din astea de boschetari. Vă dați seama că aici nu sunt bari de boschetari. Uitați așa e orașul. La intrare, nu știu că n-am o idee, că nici nu vreau să mă uit, e o școală aici. Aici e o școală tocmai la intrare. Aici așa cum e păstrat combinația. Mai întoarcem un pic în spate, mi-a dat și indicatorul Udine. Mă mulțumesc, nu mă duc acum. Nu trebuie să mă duc până în oraș să-l filmez. Mamă, ce biserică șmecheră, mă. Hai că mă duc până în biserică, asta e. Ce să fac? Uite, aici e poartă. Mâncați-a sufletul tău. Foarte șmecheră. Aia intrarea. Hai să vedem ce an e. 1600. 1600. Oh, 1600. 1800 început al doilea război mondial, 1600 epoca. Atunci era încă cu... Nu era mai, Imperiul Roman nu a mai fost atunci. Atunci ei se mai apărau. Mai apărau ce mai aveau și ei din Imperiul Roman. Au început să abandoneze țările de provincie care le-au atacat și le-au cutare. Au fugit, cum am văzut și în filme. Fiecare a fugit, de unde a fugit și tot s-a tras în Italia, că a spus trebuie să veniți la Roma, că așa se numea Italia atunci, trebuie să veniți la Roma și să ne apărăm. Și uite așa, a început Imperiul să se destrame, 1600. Deci asta a fost cam de atunci, a început povestea. Bine, aici trebuie să fie o poveste mult mai veche, aia o vedem în biserică, biserica spune tot. Pentru mine biserica spune toată povestea. Văd anul ce a fost construită biserica și atunci îmi dau seama exact ce s-a întâmplat. În anii aia. În Alexandru cel Mare a fost grec și a fost undeva anul 300 BC, adică before Christ, 300-400, și cam atunci, după ce s-a terminat anii aia, anul 1, anul cam 100 before Christ, cam atunci a început Imperiul Roman să se dezvolte. Uitați, aici zbaruri, combinații și aici e o problemă mare, știu, pentru mine cu încărcatul telefonilor, pentru că ăștia nu prea au afară prize, le bagi în bar, barurile mici și cu Mr. Geanta nu te poți băga nicări. Am zis că stau cu filmarea asta până la biserică și să văd despre ce e vorba. Nu e așa vechime pe oraș, e oraș nou, nu știu de ce e protejat, doar pentru structura aia de afară,
și intrarea și nu știu pentru ce așa e, că casele sunt noi, 2020-2021, deci nu are nicio, cum a fost Bari, cum a fost Bari, ca oraș voc, orașul m-am trecut cu Veronica, că le uit, că eu am multe orașe pe care am trecut. Dar știu denumirea, știu, eu știu orașul, dar cu denumirea. Orașul unii m-am înțeles cu Cristian Ciofu, la fel. Orașul ale construcțiile caselor, sor, să ne țin așa străzile înguste, unde nici nu puteam intra cu geanta. Deci, acolo, grăsunii nu erau bineveniți, că nu puteam intra. Astea sunt cam toate străzile, dar e multe magazine, e șmeche, uitați. E orașul nou, nu e cine știe ce construcție pe... Deci acum sunt pe mijloc, în oraș, în mijloc sunt. Deci, să vezi cât e de mare oraș. Gata, am ajuns la mijloc, unde ați văzut voi ce, pe hartă la început, mijlocul orașului, uitați. Dacă vreau și... Uite, că se vede și poarta aia. Dacă duc până în capăt, vezi poarta. Nu vreau să măresc, că după aceea se strică. Deci cât am venit aia. Și mă duc și pe partea asta ca să vedeți. E orașul nou. Biserica, oh, come on, închisă, mă. Oh, of. Cred că cine știe cum arată biserica. Îmi dă fior când mă bag în biserică, când văd frumusețile alea. Imaginația e divină. Ai mai multă imaginație divină. Îți dai seama dacă o poză din bucură și ăsta, da, apoi în împărăția lui Dumnezeu cum e. Acolo îți mai trebuie inimă, că acolo mori. Deci în împărăția lui Dumnezeu n-ai ce căuta dacă ești bolnav de inimă. Uite aici, se vede că asta o construcție romană, un înger, îngerul Gabriel. Hai să văd ce are mână, că știu eu. A, îngerul Gabriel. Nu Gabriel. Ba, îngerul Gabriel. Mr. Gabriel. E aici, stai să nu are o denumire. Nu are nimic o denumire. Am pus și o mână pe el. Cal. Foarte frumos. Îngerul Gavrilii, cred că... Da. O statuie frumoasă. Și uite cât e statuie, intrarea. De asta acolo mai e unul. Cu balansul, cu sabia. Da, Îngerul Gavrilii. El e cu egalitatea. Ăsta e centru, băieți. Vă dați seama că ăsta e centru. Casele n-are. Înseamnă că cred că rămân cu filmarea asta cu Palma Nova, că nu sunt case, nu sunt construcții vechi. Nu, e doar orașul ăsta. E oraș turistic, dar în povestea lui. Hai să vedem despre ce scrie acolo. Aici sunt acum. Așa nu trebuie să mă pun să citesc, dar nu mă interesează pe mine. Eu caut an 17 ani, da, secolul 17, anul 1700. Asta e centru, ce să mai vezi aici? Uite, asta e centru, vă dau o roată. Bine, mă duc eu în mijloc. Mă duc eu în mijloc unde steagul, ăla în mijloc și mă învârtez roată. Atunci, ăsta e și orașul. Am crezut că e oraș vechi, unde fac filmări și pentru TIC. Eu sunt în Palma Nova, în centru. Zgură pe jos, dar de ce? De ce nu-i beton aici? De ce e piatră? Nu înțeleg. Biserica închisă. Deci, cum ar veni, dar nu că trebuie să trecem până el astăzi. Dacă și, mai ales că și biserica închisă, ce fac atunci? Mă deschide oare mai încolo? Nu îi apare așa nouă biserica. Apă, aici unde era. Da, acum începem cu... Deci, ceea ce vedeți acum pe filmarea asta, dacă uitați și pe Google, vedeți exact la fel. Da, și de aici am venit eu. De aici, dacă se vede și... Dacă te uiți, stai că măresc puțin. Ia, acolo e poarta. Acolo e poarta. Asta e, Palma Nova, atâta au fost. Am unul, mă interesează pe mine, flaguri și... Hai să mă duc lângă
Grazie. Grazie, grazie. Grazie. C'è ancora una mila e finito. Grazie. Nu le spun cât mai, cât am făcut, că nu mă cred. Le spun cât mai am 1000. Uitați aici. Am citit, uite, uitați așa la steag, mă. E steagul Italie, mă. Uitați cu mine. Steagul Italie. Respect pentru fiecare țară, pentru orice. Un am filmat, cât să-l filmez. Uite, acolo era o priză și de cu ăsta, cu manevre. Ah, e deschisă biserica. Oh, come on. Bun, camină mi-o zis aia. M-au văzut, îți dai seama, dacă am venit tot drumul, m-au văzut, îți dai seama. M-au văzut. Oh, să fie deschisă biserica, domn, ăsta e domn, tati. Deci asta e veche. Tati care-s domn, Ioan Bembo ven principe. Bembo, nu știu, hai să intrăm. Intrăm înăuntru. La telefon. Aici e șmecherie, tati. Deja dau jos căciula. Îți dai seama, nici mai am răbdare să filmez, nici mi-am zis rugăciunea de hănisă ce sunt și lacom. Asta zic rugăciunea acum. Se vede prea urât, nu știu, așa am impresia. Se vede cum e închisă biserica. Închisă becul, becul foarte puține tavan de lemn, cum îmi place mie, atunci era 1600, 1500, 1600. Biserica voia. Asta e balconul ăsta. O să vi-l fac și după cealaltă parte. Mă duc la altă. Aici e altceva. Aici o intrare. Am și acolo am văzut priza mea ce... Vagabondismă. 1600, 1640, 1681, 1641. Deci astea trei care vi le-am arătat. Una, două, trei. Sunt 1640. Și la fiecare 20 de ani s-o făcut câte una. Mai trebuie să mă arăt asta. La asta. Mamă, ce frumoase și vie. Cum îi dă har la Maria. Îngerul Gavril. Nu are o istorie așa lungă, dar e ok. E ok.
tavan. Sunt foarte mulți turiști, fac poze. Ce e aici? Uite cum se vede acolo, cum l-au răstignit pe Iisus. Sunt foarte lacom, că nu m-am întâlnit de mult cu o biserică și sunt foarte lacom. Ce e aici? Uite lumea, uite-mă la Tempo 406. Ce s-a citit în ziua aia atunci. Uite și ăsta e frumos. Ce e? Mamă, zici că e adevărată. Asta. Mai am puțin. Uite, aici o piatră. Aici, ăsta e mormânt. Uitați, ăsta e mormânt, vedeți? 1638. Să se vadă acum. Nu știu, dar se vede foarte viu. În realitate se vede foarte viu. Uitați acolo balconul, de acolo am venit. Geanta unimii. Și mai am încă ultima asta. Asta dacă o postez pe TikTok, numai despre Iisus nu le place la nimeni, am văzut. Acolo primesc 100-200 de aprecieri. Dacă postez prostii, am câte 1000 de aprecieri. Nu ne interesează pe așa de Iisus, dar o să caute speranță când o să fie prea târziu. Și nu cauți pentru o poză. E problema să crezi în ceea ce vrei. V-am spus, fără Dumnezeu sau fără cuvântul Dumnezeu, ar fi întuneric. Noi n-am existat. Am existat doar ca hoți să ne omorâm unul pe altul și
Ce să ne facem rău? Asta e singurul lucru ce ne oprește și ne mai poate, ne mai lasă să mai trăim liberi. Și să trăim ca oamenii. Să credem în ceva. Totuși trebuie să ai o speranță în viața asta. E singurul lucru la care rămâne omului. O speranță. Și speranța în ce? Nu în biserici. În cuvântul lui Dumnezeu. N-am zis niciodată că în biserici și niciodată nu o să zic. În cuvântul lui Dumnezeu. Biserica e casa de rugăciune. Casa de rugăciune. Până și Iisus a intrat în biserici și în moschee și s-a rugat. Da. Și toți știm asta, dar fiecare ne facem o părere. Ați văzut extraterestri? N-ați văzut nimeni niciun extraterestru. Nimeni nu a văzut niciun extraterestru. Sunt doar povești și filmări. Și dacă erau extraterestri, erau de mult pe noi. Deci de sute de mii de ani există extraterestri și ei nu au văzut, nu au venit pe pământ, nu i-au văzut nimeni, numai cine au văzut. Numai americanii, unde au inventat filme și povești. Hai mă, lăsați-mă cu astea. Extraterestri cu... Cred că dacă erau de mult pe noi. Erau călare pe noi și îi vedeam toți de atâți ani. Da, cam asta e. Asta e. Hai să-mi iau căciula în cap. Asta e, băieți. Mi-au zis să aibă un camino. Dacă m-au văzut că intru. Da. Băieți, cam asta a fost. Sunt foarte ok că mă simt foarte bine că am venit aici și cam nu prea mai arăta ce să mai filmez. Cam asta a fost toată povestea, asta tot orașul. 1603, pastorea de Dumnezeu. Și trebuie să-l arăt. Asta e istoria domnului. Dai că o să traduc eu, că uitați așa. Prima parte, 1, 2, 3. Scrie și orice, după aceea o traduci. 1, așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și ultima parte, 1, 2, 3. Asta e. Uite ce faină priveliște, foarte frumoasă. Așa și-o de asta mai multe secunde, că atunci filmarea și-o prinde, știi? Așa o prinde și atunci asta să rămână mortalizată, dacă nu pun eu. Da, asta e, băieți, asta e. Hai să-mi iau geanta în spate. Baticul de domnișoare mi-e acolo, am scălat pe cap. Da, am scos și palma nouă, băieți, să văd unde mă duc dacă o să mă duc mai departe. E 5. Până mă duc e 6. E 16, 9, 5. Nu, două jumate nu fac eu. Mai am încă 12 km, nu. Rămân pe aici. Asta a fost. Rămân undeva pe acolo pe intrare, mă duc la un magazin, văd că mi-au ceva de mâncare, mă duc undeva acolo în spate, în cartelefonul, să văd unde îmi găsesc în cartelefonul, nu știu, și mă duc mai departe. Mai ales că trebuie să o postez și asta și mai am ceva de medie. Da, am pupat. Deci ați auzit că e 5. Bine, arăt și pe telefon, nu mai scoate buzunar. Da, n-are rost să vă mințesc, la mine n-are rost minciuna, că după aia mă mințesc singur. Știi? E cel mai important e să trăiești în adevăr. Am un mințeș, când ai anumite avantaje din astea, am un... Nu s-o pun anumiți oameni, anumite chestii, ia, că plouă. Unde să mai merg, că plouă. Da, asta e. Asta e, tătucă, asta e, ne-am făcut combinația. Aici e SEO, deja plouă. Plouă. Asta e. Centru din Palma Nova. Deci cât am avut, cât a venit de acolo încoace. La fel și de acolo încoace, dar vine, am văzut pe partea alaltă. Am zis că dacă mă mai lasă filmarea să mai filmez, atunci... s-a închis. Ba nu. Dacă mă mai lasă filmarea să mai filmez, atunci mai am ceva de filmat acolo. Ce se aude așa, mă? Nu zici că mi-am... Ai!
Uitați, aici 5 ceasul. Asta e biserica, în spatele bisericii. Regionale. Vremea nu e așa ok, din cauza asta îmi dă întuneric pe cameră. Am spus eu, la chestia asta trebuie să ai o cameră performantă, să vadă un pic mai reală o poveste. Adică cât de cât mai frumos, știi? Uite, aici e apă, vă dați seama ce frumos era aici când era apă roată? Dar văd că nu mai e apă, e golă. Deci ăsta tot era plin cu apă, uitați. Și era foarte frumos. Arăta mai șmecher. Da, ăsta e orașul, băieți, Palmanova. I-am dat de la intrare, cam știți, ăsta e cam... Cât am intrat, atât la fel și pot să ies. Ați văzut și harta, nu trebuie prea multe povești. Amin. Da, acolo am fost, m-am rotit. Stragu. Plouă. Acolo văd că e alte ieșire? Da, văd alte ieșire. Pe partea aia. E o altă ieșire, adică tot genul ăla, deci așa se intră în tot orașul. Deci în orașul ăsta așa se intră și așa se iese. Tot ușile, spo, ieșire de mai. Dar pe aici nici nu prea am văzut mașini pe aici. E mai mult numai trecerea, așa, ceva pe aia. Nu prea am văzut mașini. Mamă, ce șmecherie aici, unde nu-s mașini. Da. Am vrut să zic, mă duc în biserică, mă nervez și mă încarc acolo telefonul în biserică. Da, nu că... Am văzut un centru comercial și mă duc acolo. A, de mă, cam înapoi, un kilometru în spate. Doi. A, ce am vrut să filmez, mă? A, asta am vrut să filmez. Dar pe aici am intrat eu, dar cum? N-am văzut-o. Bine am intrat eu. Mamă, vezi dacă e... Da, pe aia la altă intrare am intrat, da. Secolul 12, vezi? Palmanova, Antico Popular Libertate, spate din secolul 12, vezi? Deci cam de atunci, 1200. Da. Plouă. Plouă, am zis că mă bagă, dar ce e aici? Să nu mă ploaie, am zis, dați-vă de o priză pe aici. Păi, i-aș găsi priză aici, aș fi șmecher. Nu. No. Nu, dar ce e aici? A, ceva muzeu. Da, cam asta, vezi harta, ne v-am arătat. Vezi manevre din astea pe aici. Hai. Sunt aici, porta. Porta Udine, deci direcția care mă duc la Udine. Porta Citavelle, Porta Guila, deci fiecare au nume din Bastioni Donato, deci băieți, stațiune din treni. Poarta Udine, nu, eu trebuie să ieși pe partea asta, pe asta de sesiune. Adică pe unde am venit. Acolo am văzut o combinație. O școală de dans aici. Școală de dans. Da. Da, ai, plouă. Da, cam a... Uite priza unde e. Come on. Uite o priza unde e. Da, tot trebuie să mă duc la magazin, nu este magazin aici, tot... bine că știu, las că e priza aici, ok, poate vin de seara aici. Îți dai seama că vine aici de seara. Mai băiți că e închisă și aici, sau aici, pun geanta și pun telefonul în căcat. Da, ce, m-a omorât cineva? Da, ce? Aici o să vin de seara, da, trebuie să mă bag undeva să stau, nu pot să stau aici, sub acoperiș și așa. Nu știu unde o să stau, dar, oricum, cam asta e, da, cam asta e, băieți, închid. Asta e? Stau aici, mă, nu pot să stau aici, mă. Până, păi, 5, stai aici până mă culc. M-aș băga aici să... Of, vezi ce turmentate sunt. Nu știu, mă, aici. Mă duc la magazin. Mi-a arătat magazin undeva, dar plouă. Nu mai știu unde mi-a arătat. Undeva în direcția aia mi-a arătat ceva magazin. Și vin și stau aici. Da, așa fac. Unde suntem? Hai să închid acum. Cam asta Fogașcă, asta a fost Palmanova, după cum vedeți.
Asta vă pun. Pamanova. Am trecut și pe aici. De seară să mă culc aici, pe undeva. Întuneric văd mai multe chestii și... Mă duc acolo, plâng cu ceva. Vedem ce facem și ne auzim în alte combinații. V-am pupat și asta cu Pamanova și ce o să fie următorul, o să fie următorul. Pa, pa.